Acțiune amplă de ecologizare în Mehedinți. Echipa PSD face din protecția mediului o prioritate de prim rang, curățând astfel comune întregi din județul nostru. Liderii social-democrații din Mehedinți, alături de alții membri, dar și de voluntari, s-au alăturat campaniei de ecologizare desfășurată cu ocazia Zilei Pământului. Acțiunea de ecologizare a fost organizată de către Partidul Social-Democrat la nivel național. Mobilizare de amploare în județul Mehedinți, unde sute de membri ai Partidului Social Democrat au desfășurat acțiuni de ecologizare în majoritatea localităților din județul nostru. Este o acțiune menită să marcheze determinarea și implicarea social-democraților în protejarea mediului înconjurător, reducerea poluării și asigurarea unor condiții de viață cât mai sănătoase pentru cetățeni. Puțin cunosc faptul că Ziua Pământului a fost fondată încă din anul 1970 de către senatorul american Gaylord Nelson, cu scopul de a atrage atenția asupra problemelor mediului înconjurător. Conștient de faptul că viitorul omenirii este în mâinile fiecăruia dintre noi, președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj ferm cetățenilor, făcând un apel la responsabilitate civică. Pământul, până la urmă, este cel care ne asigură resursele pentru viață. Pământul este al nostru, este al tuturor și avem obligația să-l respectăm și să-l îngrijim. Astăzi, cu ocazia Zilei Planetei Pământ, Partidul Social Democrat a organizat la nivel național o amplă acțiune de ecologizare și bineînțeles că și organizația PSD Mehedinți s-a mobilizat exemplar pentru o asemenea acțiune și în peste 20 de localități din cele 66 de unități administrativ-teritoriale ale județului, membrii PSD și simpatizanții, într-un număr de peste 500 de persoane, am participat la o astfel de acțiune de ecologizare pe marginea râurilor, capetele de pod, pe acolo pe unde oamenii care nu iubesc natura aruncă peturi, aruncă produse din material plastic și așa mai departe. Le mulțumesc tuturor pentru modul în care s-au implicat și sper că ceea ce am făcut noi să fie un exemplu și pentru alții mehedințeni, pe de o parte să facă asemenea acțiuni, pe de altă parte să nu mai arunce gunoaiele în locurile publice, chiar și pe domenii private. Și sper să avem un județ mai curat în perioada următoare. La nivelul Consiliului Județean Mehedinți funcționează Geoparcul Platoul Mehedinți, care are o zonă destul de întinsă de administrare, mai ales în zona montană, iar Geoparcul deja a demarat astfel de acțiuni de ecologizare încă din săptămânile trecute și sunt convins că le va continua. Acțiunea de ecologizare a avut loc și la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin. În cartierul Schela, de exemplu, Ziua Pământului s-a resimțit, iar peturile și resturile menajere de pe marginea drumului au fost adunate. Prezent la fața locului a fost și președintele executiv PSD Mehedinți, Marius Creciu, care a dorit să atragă atenția cetățenilor asupra efectelor poluării. Astfel, în mod direct, alături de ceilalți membri, acesta a luat parte la strângerea gunoaielor. Marius Creciu dorește ca locuitorii de aici să aibă condiții de viață sănătoase, trăind într-un mediu curat. Suntem astăzi, în acest moment, sunt într-o altă calitate de președinte al organizației municipale PSD. E o acțiune la nivelul întregii țări, derulată de Partidul Social Democrat. Nu vrem să fim inactivi, nu vrem să stăm pasivi și să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Acționăm, am acționat și pe zona de administrație, primărie, dar, după cum vedeți și dumneavoastră, noi pe parte strângem, pe altă parte conaționalii noștri vin și aruncă. Să sperăm că vom înțelege cu toții că gunoiul aruncat așa oriunde și aiurea nu ne face decât de servici. Liviu Mazilu, președintele Comisiei de Ape și Păduri din Senatul României, a fost de asemenea prezent în orașul Baia de Aramă și comuna Eșelnița, unde a participat împreună cu mai mulți simpatizanți social-democrați la strângerea deșeurilor și peturilor din locurile publice. Astăzi avem o acțiune extrem de importantă, gândită de Partidul Social Democrat și în calitate și de președinte al Comisiei de Ape și Păduri din Senatul României. Mă bucur să fiu alături de ONG-uri, de colegii noștri din Partidul Social Democrat, de administrația locală din Baia de Aramă, pentru a ecologiza puțin zona Tarnița-Negoiești. Astăzi este Ziua Pământului, pământul mângâiat de soare are nevoie și de sprijinul nostru pentru a rămâne curat și de a respira. Eu cred că acțiunea este de un real succes. Avem mai multe astfel de acțiuni în județul meu, din 17 la număr astăzi, și cred că rolul, dincolo de, să spunem,
partea bună a lucrurilor, în sensul că contribuim și participăm la această acțiune de ecologizare. Se dorește prezența noastră mai mult a fi un exemplu pentru cetățenii județului nostru, pentru toți ceilalți tineri și vârstnici. Avem nevoie de o planetă curată, de un mediu sănătos și eu cred și sper ca pe viitor să fie cât mai puține deșeuri aruncate în locuri nepermise, cetățenii să fie mai conștienți, mai civilizați, dacă se poate, și sper ca turiștii care vin în zonele astea frumoase, minunate, foarte atractive, să găsească și un mediu curat pe lângă frumusețile naturale. Noi să păstrăm natura așa cum ne-a fost ea dată. Îndemne la responsabilitate civică a transmis și deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, care a subliniat importanța implicării fiecăruia dintre noi în rezolvarea unora dintre cele mai mari probleme pe care o are omenirea în acest moment, și anume poluarea și distrugerea mediului înconjurător. Astăzi, de ziua Pământului, am ales împreună cu colegul meu, domnul Grimaziu, să fim alături de cetățenii din localitatea Baia de Arama, o localitate frumoasă de munte, care, din păcate, văd că pe spațiu verde sunt destul de gunoaie, destul de poluat, mai ales cu foarte multe peturi. Se cunoaște că în România aceste deșeuri de pet au devenit o mare problemă, de unde decurge și acele deșeuri de microplastic care, din câte ateste și documentele oficiale, au ajuns chiar și în organismul nostru. Pe această cale, chiar săptămâna viitoare, o să fac o interpelare Guvernului României pentru a ne da un răspuns ce consideră dumnealor că vor să facă pentru a combate această problemă a microplasticului din România, care, din câte știm deja prin documente și lucrări atestate, a ajuns chiar și în apa subterană, chiar la minus 50 de metri. Această acțiune de ecologizare este cea mai amplă activitate de acest gen organizată vreodată de un partid politic în județul Mehedinți. Este salutare atunci când politicienii renunță la sloganuri și lozinci și se implică în mod direct în acțiunile concrete, menite să aducă o schimbare în societatea românească.